Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de Tine. În jur de 1000 de animale abandonate sau cele fără stăpâni și-au găsit o casă în cadrul unui adăpost pentru animale. Cai, câini, pisici și nu numai, toate sunt iubite și îngrijite de Daniela Popovici, fondatoarea unui ONG. Ce stă la baza iubirii pentru animale? Aflăm în câteva momente. În cea de-a doua parte, descoperim cum să realizăm cel mai delicios tort cu ciocolată. Dacă tot suntem în perioada sărbătorilor, haideți să-i surprindem pe cei dragi nouă cu o surpriză dulce și gustoasă. Aflăm de la Rahela Păslaru, cofetar șef, cum să gătim un tort de ciocolată care să fie și un deliciu. Eu sunt Alina Iloi Mureșan și te invit să lași întrebările tale în live-ul de pe Facebook sau YouTube A7 TV. Crește viitorul la Alături de Tine! Dragii mei, am revenit în platoul la 7 TV. Mă bucur că și în această seară putem să fim alături de voi, alături de fiecare în parte. Iată că suntem în preajma sărbătorilor, mai avem câteva zile și trecem într-un alt an. Ar trebui să ne gândim puțin la sufletul nostru, la viața noastră, la ce oferim și la ceea ce primim, dar mai ales la ceea ce oferim. În platou, alături de voi în această seară, sunt două persoane deosebite. Două persoane care vor să ofere și să vă învețe și pe voi, la rândul vostru, să oferiți. E vorba de Rahela Păslaru, care este cofetar șef și vrea să vă învețe cum să gătiți un tort delicios pentru cei dragi de acasă. Și de asemenea este vorba de Daniela Popovici, cea care a salvat în jur de 1000 de animale de la chin, de la suferință, de la abandon. E o poveste de viață, am descoperit-o și de fiecare dată tot o urmăresc, pentru că este o poveste de viață impresionantă. Ne învață cum să renunțăm la noi înșine și să putem efectiv să ne gândim la altcineva. Mai ales la necuvântătoare, animale de multe ori tratate cu cruzime. Însă Daniela a făcut din a salva aceste animale o misiune în viață și o să descoperim mai multe. Așadar, să vă prezint invitatele mele, Rahela Păslaru, cofetar șef, bună seara! Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație! Cu mare drag. Și Daniela Popovici, fondator Asociația pentru Protecția Animalelor, Măriuța, bună seara! Bună seara! Iată, Rahela, am ales să începem această ediție împreună cu amândouă pentru că vreau să-ți prezint și ție această poveste care este impresionantă și care, practic, ar trebui să fie cunoscută în toate casele românilor. Și am zis că poate ai și tu întrebări pentru invitata mea, pentru Daniela, în această seară. Deși noi două, după ce aflăm povestea Danielei și aflăm totul despre Asociația Măriuța, o să și gătim un tort de ciocolată aici în direct. Da, și eu sunt o iubitoare foarte mare de animale. Cred că și eu de câteva ori am salvat de pe stradă sau animăluțe lovite de mașină, le-am salvat de pe șosea sau le-am luat acasă și le-am îngrijit apoi, le-am găsit un stăpân. Iubesc foarte mult animale și apreciez foarte mult ce face doamna. Deci nu este la voia întâmplării, iată că ne regăsim în acest platou. Daniela Popovici, dragă doamnă, dumneavoastră știu că de când ați fost adolescent, am tot citit, ați avut o dragoste deosebită pentru animale. Da, dintotdeauna. De unde v-a fost inspirată această dragoste? Cum ați ajuns să iubiți atât de mult necuvântătoarele? Cred că m-am născut cu această dragoste, cu această pasiune pentru animale. Pentru că dintotdeauna în preajma mea am avut căței, pisici, odată cu trecerea anilor. Deci, odată cu trecerea anilor v-a fost crescută dragostea, da. Și mai mult și mai mult. Da. Am văzut că la adăpost aveți și cani și câini și pisici, am văzut și păsări. Puteți să ne spuneți ce mai aveți în adăpost? O parte dintre ele le am și acasă, am o barză, pisicile, câteva păsări de curte, un porumbel, căței, în adăpost am măgăruși, văcuțe, viței, o purcică, cățeluși, căluți, cam de toate. Cine se îngrijește de toate aceste animale? Este o muncă continuă. Este o muncă de 24 de ore din 24, pentru că ei trebuie să fie supravegheați, nu trebuie lăsați niciodată singuri, le trebuie asigurată hrana, tratamentele,
faptul că mulți dintre ei sunt căluți bătrâni, căluți care toată viața au fost exploatați. E o muncă uriașă, dar atunci când o faci cu tot sufletul, mie nu mi se pare atât de efort atât de mare. Nu vi se pare efort atât de mare, însă eu știam de 800 de animale, dar dumneavoastră mi-a spus că sunt în jur de 1000 de animale, deci au ajuns să fie mai multe animale de când am vorbit noi ultima oară. Practic, dumneavoastră, când vedeți un animal care are nevoie de ajutor, nu puteți să spuneți nu. Nu. Dar cum arată? Cum arată o zi? O zi mă trezesc la prima oră. Am căței bolnavi și cu probleme în curte, unii dintre ei dorm în casă, încep curățenia, apoi trebuie să merg în adăpost, la veterinar, după lucernă. Dacă avem un căluț cu probleme, vine asistentul veterinar, perfuzat. Dacă avem un caz, am plecat după el. Cam... Practic totul de dimineață până seara este pentru și despre animale. Da, eu nu am o viață socială, nu am o viața mea. Tot ce am o fac pentru ei. E ceea ce mi-am dorit. Și casa dumneavoastră cum arată? Din câte am auzit, și în casă aveți animăluțe. E plină, casa mea e plină cu animale în dificultate, cu probleme, cu piciorușe amputate, pe tratament. Ce să vă spun, am un puiuș de porumbel, la mămica în cameră, a fost destul de grav. Dar am reușit să-l salvăm, el stă la căldură, până când reușim, să zic așa, să-l punem pe picioare și să îl eliberăm. Vă mai aduceți aminte care a fost primul animal pe care l-ați salvat? Nu, pentru că dacă vorbim despre adăpost, căței de pe stradă, dar așa în viața mea nu. Pentru din totdeauna, eu am muncit mulți ani în Italia, de unde m-am întors, cu 11 căței, 13 pisici și un iepuraș. I-ați adus din Italia în România? Da. Erau ai mei acolo. Îi găsisem pe stradă. De unde îi găsisem? Dar nu i-am lăsat. Când am plecat, nu i-am lăsat acolo. I-am adus acasă cu mine. Unii dintre ei au murit pentru că aveau o vârstă. Alții încă mai trăiesc. Este impresionant, Rahela, văd că dai din cap, rămâi fără cuvinte când auzi o asemenea poveste. Este șocant să renunți la viața ta pentru niște animale, dar este un gest deosebit, de apreciat. Da, chiar voiam să vă întreb, doamna Daniela, dacă chiar și chiar dumneavoastră ați menționat că nu prea mai aveți timp pentru o viață personală. Da, este adevărat, dar nici nu mi-o doresc, adică nu vreau să mă victimizez, să nu mă înțelegeți greșit. Uh-huh. Eu fac exact ceea ce îmi place. Pentru că eu mi-am dorit să fac asta. Deci e exact ceea ce mie îmi place să fac. Asta fac. Nu mi-ar place să merg la un eveniment social. Nu mi-ar place să merg la coafior sau la manicură sau la... Nu. Ceea ce fac mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Vă găsiți... Îmi place să trăiesc înconjurată de căluții mei. Unii dintre ei sunt crescuți cu biberonul de mine, luați de mici, de mânci, la câteva zile. Îmi place să le ofer un măr, un morcov, îmi place să trăiesc între ei, îmi place să stau cu ei. Iar eu sunt un om norocos pentru că fac exact ceea ce îmi place. Cât de frumos și de altfel știu că vă și numiți cai, mai ales aveați parcă un cal numit... Glonte sau nu știu cum, dumneavoastră puteți să-mi spuneți mai multe. Știu că le puneți nume cailor în funcție de povestea pe care au când i-ați salvat, da? Da. Ce nume aveți prin adăpost? Am India, am Oscar, am Otto, Mirela, Laura, India este ultima salvată sau penultima. Am pentru toți nume. Atunci când îi văd, mi-amintesc măgărușul Rafaelo, măriuța, o altă măgărușe care vroiau să o lege de un copac să o mănânce căței. Deja fiind foarte bătrână, are cam 3 ani în adăpostul meu. Irina, măgărușa salvată din Tellerman. Ea este Doinița, căluța care era pur și simplu plină de răni. Fiecare le-am dat și eu așa un nume cum m-am priceput.
Și India, de ce ați ales să denumiți? Ce este India? Este un cal sau o cățelușă? Ce India este o căluță care era programată pentru Samsar. Cineva mi-a spus despre acest caz. Nu știu de ce mi-a venit India. M-a impresionat așa fața ei. Mă impresionează fiecare căluț când îi văd atât de slăbuți, atât de necăjiți. Pe corp sunt plini de cicatrici, rănile care... bătaia care au suferit-o și așa mai departe. Așa mi-a venit India, nu știu de ce. Și Măriuța, de ce ați ales să denumiți asociația Măriuța? Da, când eu m-am întors din Italia în urmă cu 6 ani, în câteva luni de zile, era în decembrie, în câteva luni de zile eu am reușit să strâng cam 50 de căței. Pe unde m-am dus, m-am întors, i-am luat. Și îi hrăneam cu spate de pui, orez și pâine. M-am dus la magazin să cumpăr pâine, era 14 august și magazinele mi-au spus că nu mai au pâine pentru că au fost comenzi de colăcei, că e Sfânta Maria. Și atunci un băiat la magazin mi-a zis că în cimitir este o cățelușe care cred că e lovită de ceva pentru că are picioarele rupte. Am mers, am luat cățelușa, am botezat-o Măriuța de la Sfânta Maria. Și așa a rămas, iată, și a apărut asociația Măriuța. Da, da, da. Imediat după am spus să... m-am gândit că mai bine e să am un ONG-ul, ai altă autoritate, ai alt cuvânt de spus, să pot să schimb în bine ceva pentru ele. Chiar dacă nu este în adăpost, cineva care deține un cal trebuie să înțeleagă că nu trebuie să-l bată, un cățel nu trebuie ținut în lanț, trebuie hrănit, tratat, vaccinat, sterilizat. Și de unde aveți toate fondurile necesare? Nu știu, în decursul unei zile, cam cât costă să hrăniți în jur de 1000 de animale? Mă gândesc că o sumă imensă, 1000 de animale, fiecare are nevoia ei. Da. Începuturile asociației au fost cu banii mei. Eu am muncit 11 ani în Italia, în condițiile în care nu fumez, nu am copii, era de întreținut în țară doar mama mea. Am muncit foarte mult, foarte mult am muncit. Am avut niște bănuți strânși. Așa am început asociația, cu construcția și toate cele, cu în jur de 20 ceva de mii de euro. După aceea aveam niște bijuterii pe care eu le cumpăram de la un amanet. Le-am vândut și am zis să le transmit oamenilor pe pagina mea de socializare exact ceea ce fac eu, exact ceea ce facem, activitatea. Și încet, încet oamenii au înțeles că banii care sunt donații se cheltuiesc strict pentru animale. Așa am câștigat oameni, am câștigat încrederea unor oameni care lună de lună ne donează. Sunt alții care donează la câteva luni, dar bineînțeles, cu ajutorul acestor oameni am reușit să și construiesc și am reușit să și îi întrețin. Cheltuielile zilnice sunt undeva de peste 4.000 de lei. Mai avem datorii, dar mergem mai departe. 4.000 de lei cheltuiți pe zi pentru... Mai mult de 4.000 de lei pe zi. Da. Pentru asta aveți nevoie, ia cât salariul unui om pe o lună, aveți nevoie chiar de mult ajutor. Mă gândesc că nu e simplu și ușor să găsiți mereu fonduri pentru a hrăni animalele. L-am primit, sunt oameni care ne urmăresc, am ajuns la 100.000 de urmăritori, ceea ce înseamnă, eu consider că este ceva. Și știți de ce? Pentru că eu singură mă ocup de postări, eu singură mă ocup de fotografii, eu singură mă ocup de pagină și... am un telefon vechi, spart și o tabletă, la fel de veche, dar cred că am reușit să le transmit oamenilor ceea ce fac. Și atunci oamenii, deci cu ajutorul lor am reușit să ajungem aici, le mulțumesc din suflet pe această cale și am mers zi după zi, nu au rămas niciodată nemâncați, nu au rămas netratați, cu datorii, fără datorii, noi mergem mai departe. Da, de pagina dumneavoastră de Facebook știu și eu și vă spun cum am aflat, că poate sunteți curioasă și cum am descoperit, da, cum v-am găsit eu. Mi-a scris un telespectator care urmărește emisiunea alături de tine, mi-a scris pe Facebook povestea dumneavoastră și a zis: cunosc un om care este aproape ca un înger, care are grijă de toate animăluțele care au nevoie de ajutor și ar fi păcat să nu o prezentați și să nu spuneți de dumneaei. Și atunci am intrat pe pagină, v-am descoperit și eu mai mult și mai mult și am zis: wow, vreau
neapărat să o cunosc pe doamna Daniela și pentru asta vă mulțumesc că îmi permiteți să le fac și o cunoștință tuturor telespectatorilor de la 7 TV cu persoana care nu poate să spună nu animalelor. Așa este, și eu vă mulțumesc mult de tot. Așa este. Încă o dată repet că mă consider un om fericit pentru că reușesc să fac ceea ce îmi doresc, ceea ce îmi place cel mai mult, să fac ceea ce simt. Și au fost cazuri care le-am refuzat fiind la o distanță foarte mare de mine, la 600-700 de kilometri. Nu am avut cu cine sau cu ce să merg să le iau, dar tot ce a fost împrejurim, nu am întors spatele. Așadar, dacă am reținut eu bine, 20.000 de euro ați reușit să strângeți dumneavoastră din Italia. Ați venit cu acești bani. 11 ani. Deci toate economiile le-ați luat și le-ați folosit astfel încât să creați un adăpost pentru animale. Da, exact. Și mai apoi, oamenii au văzut visul dumneavoastră, au crezut în visul dumneavoastră și au început și ei să contribuie. Exact. Când vă uitați așa în jurul dumneavoastră, am văzut și noi niște imagini extraordinare. Zici că sunt niște așa imagini desprinse dintr-un film, cu acolo pisici, cai, câini, o fermă întreagă. Iată ce fotografii minunate. Am stat aseară, cred că o oră întreagă și m-am tot uitat. Când priviți așa în jurul dumneavoastră și vă plimbați și vizitați animalele și le îmbrățișați, că am văzut că le îmbrățișați, le pupați, le purtați de grijă, ce simțiți? Mă simt un om fericit, mă simt un om împlinit, mă simt bine. Cred eu nu am copii, dar cred că exact asta simte o mamă care își plimbă copilul în parc, îl duce într-un parc de joacă. Cred că este același lucru, pentru că eu îmi iubesc extraordinar de mult animalele, nu doar animalele mele, iubesc toate animalele pământului și de fiecare dată am încercat să ofer o șansă la aproape toate cazurile pe care eu le-am cunoscut. Chiar dacă de multe ori poate că era un caz care, în opinia oamenilor, nu ar fi avut nicio șansă. Da, am vrut să le dau o șansă. Au fost cazuri când nu am reușit, dar foarte multe trăiesc astăzi în adăpost, ca și cățeluși, ca și căluți, măgăruși. În țară sunt mai multe adăposturi pentru căței, dar de căluci nu, pentru că sunt mai greu de gestionat și ca transport, și ca tratamente, și ca cheltuială, și ca întreținere. Mă gândesc că trebuie să aveți... Cu ce se hrănesc toate animalele? Pentru că am discutat de faptul că aveți nevoie de peste 4.000 de lei ca să le hrăniți. Dar de ce aveți nevoie? De fân, furaje, ce anume? Haideți să vă spun. Deci toată vara căluții au mâncat lucernă, bineînțeles lucernă cumpărată. Acum le cumpăr lucernă, balotul a sărit, balotul cel mic sare de 20 de lei. Cumpăr de la Zalău, de la Miercurea Ciuc, am pe cineva ca și intermediar, fân adus de la munte, pentru că e foarte curat, fără praf. Cu două zile în urmă am cumpărat o tonă de ovăz, m-a costat 1200 de lei. Pentru cei mai bolnăviori, cei mai slăbuți, cei mai bătrâni, le cumpăr și ovăz. Iar căței, crochete, cei bătrâni, conserve, pisicile, pliculețe, conserve, hrană umedă, hrană uscată. Pentru păsări ce le trebuie, pentru toată lumea. Aveți un ajutor în timpul zilei? Că totuși să hrăniți 1.000 de animale este o muncă imensă. Am doi băieți care, soț și soție, care se ocupă de căței și alți 5 băieți care se ocupă de animale, de căluți și de măgăruși. Așadar aveți un pic de ajutor. Un pic, da, pentru că altfel nu. Altfel nu le-aș mai asigura un minim de confort, dar trăim mizerie pentru că un singur om nu ar putea să facă toate astea și ideea este, dar nu am avut posibilitatea, aș avea nevoie de 15 oameni, 20 de oameni la tot ce am eu acolo, dar nici nu-i găsești așa ușor oamenii serioși. Eu nu suport să cumva să lovească un animal sau să, nu, așa ceva nu pot să accept. Deci îmi trebuie oameni buni și oamenii buni în zilele de astăzi îi găsești mai să se ocupe de animale. Da, să le iubească și să le poarte de grijă din iubire, exact. Nu din datorie. Exact. Cu ocazia... Să nu meri.
e de suflet, te plictisești. Da, da. Cu ocazia aceasta aș vrea să întreb și telespectatorii care este animalul lor preferat și poate să lase într-un comentariu pe YouTube sau Facebook a 7TV să ne scrie ce animal preferat au, dacă au un animal preferat și dacă au acasă vreun animăluț, suntem și noi interesați să descoperim și eu știu ce nume le-au pus. Dumneavoastră, mă gândesc că nu puteți să aveți un animal preferat pentru că am văzut că aveți multe animale. Eu iubesc pe toți la fel. Cei mai amărâți, da, cred că un ficus mai mult mă îndrept către ei, ca și mângâiere, ca și... Am cățeluși bolnavi, am căluți bolnavi, de care mă ocup mai mult. Deci cele care au nevoie mai mult de ajutor, cumva o beneficiază de o atenție în plus. Da. Rahela, tu ce animal preferat ai? Animalul preferat este cățelul. Cățelul? Da. Am primit acum 6 ani de zile, cred, un bișon micuț de sărbători. Uh-huh. Și acum l-am. A crescut mare, e frumoasă, e jucăușă și o iubesc mult de tot. Da. Dar mai am și prin curte, mai am pisici, mai am așa. Mai ai animăluțe, da? Da. Da. Mi-am adus aminte acum că tot vorbeam de animale preferate. Cred că acum câteva luni... Soțul meu a trecut pe un drum mai pustiu așa și a văzut un cățel abandonat undeva în niște tufișuri și l-a luat, l-a adus acasă și noi am bănuit că a fost otrăvit pentru că avea simptomele necesare ca să considerăm asta și am căutat să-l îngrijim așa cum am putut. 3 zile a rezistat și săracul după n-a mai rezistat. Și am văzut că și dumneavoastră, de altfel, ați dat peste astfel de cazuri, doamna Daniela, în care oamenii ajung să otrăvească cățeluși în mod special. Da, așa este. Așa este. Unii dintre ei au șanse. Depinde de timpul care trece, din momentul în care a fost otrăvit. Mulți i-am salvat, alții din păcate nu. Da, chiar dacă îi ducem și la veterinar, că și noi l-am dus la veterinar chiar în ziua respectivă, uneori nu se mai poate face nimic. Nu. Dacă trece mai mult timp de la momentul în care a fost otrăvit, care el a mâncat amărâtul. De ce credeți că oamenii reacționează la astfel de gesturi în care să își dorească să otrăvească un animal? Eu cred că ne lipsește educația. Noi nu suntem educați să iubim gratuit. Din lipsă de educație, cred eu. Un om educat niciodată nu ar lovi, niciodată nu ar otrăvi, niciodată nu ar face rău. Ar găsi soluții să rezolve o problemă, dar nu să-i dea în cap, nu să-l otrăvească, sub nicio formă. Ați spus niște cuvinte foarte mari, că nu suntem educați să iubim gratuit. Sunt cuvinte grele, dar cred că sunt destul de reale care reflectă societatea din ziua de astăzi și poate de asta nu ne îndreptăm atât de mult spre animale, pentru că nu pot să ne ofere decât iubirea lor în schimb, nimic altceva, material sau așa mai departe. Da, exact. Exact. Eu am primit ajutor și colaborez cu această asociație de la Pitești, de la Smeura, care este cel mai mare adăpost din lume pentru căței, în cartea recordurilor. Ei sunt gestionați de Germania. Când au mai mult, ca și ei mâncărică, mă mai ajută și pe mine. Tot prin ei primit și o căței pentru adopție în Germania, unde eu sunt convinsă că le este mult, 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 mult mai bine. În paleții cu hrană care mi-au ajuns, am găsit cutiuțe unde 2 pachetele, 2 conserve, fiecare participă cu ce... La noi nu există așa ceva. În Germania este ca și voluntariat. E foarte dezvoltată această activitate. A dona, la noi sunt aproape cuvinte tabu, ca și inexistente. Eu nu am avut voluntari în adăpost. Dacă vine cineva din împrejurim, vine să facă fotografii cu căluții, nici de cum să dea o mână de ajutor. Chiar voiam să vă întreb, pentru că v-am zis că v-am urmărit și pe pagina de Facebook și mă uitam, aveți foarte mulți fani, cu ghilimelele de rigoale, multe persoane se uită, dau like-uri, comentarii și așa mai departe. Dar câte dintre acestea ajută cu adevărat cu ceva, ori cu muncă, ori financiar? Cu muncă nu, dar financiar
destui ca eu să pot să întrețin această... Sunt zile în care noi nu primim mai mult de 300-400 de lei. Dar am reușit de fiecare dată să le acoperim cheltuielile, hrana. Repet, am și împrumutat, dar ei nu au rămas nemâncați și cu ajutorul acestor oameni. Da, sunt foarte mulți care urmăresc pagina, dar sunt care și donează, pentru că altfel nu am fi putut să îi întreținem, să plătim cabinetele medicale cu care noi colaborăm, să plătesc oamenii care îi îngrijesc, să le asigur hrana. Vă dați seama că îmi vine un tir de la Miercurea Ciuc sau de la Brașov cu fân. Trebuie să plătești atunci imediat 57, 62, în funcție de câți baloți intră. Dar da. Ei hrana au avut-o. Deci se poate face diferența între cum ajung în adăpost și cum arată toți acum. La Căței, la Căluți. Eu mai colaborez cu un cabinet în Craiova, domnul doctor Petrișon Ghenea, cabinetul Franco-Vet, care e un mare iubitor de animale, în special de căluți. Și de câte ori vine în adăpost la tratamente, îmi spune: doamna Popovici, era eu pe pământ pentru el aici. Ia uitați-vă, zice, era să nu mai cunosc pe Doina. Cum s-a făcut Doina în câteva luni de zile? Care este povestea cea mai impresionantă pe care ați descoperit-o de altfel? Am văzut și eu fotografiile, nu mi-am permis să pun fotografii cum arătau înainte și cum arătau după, am pus doar cum arătau după, nu m-a lăsat inima să pun animăluțele acele așa rănite. Eu zic că Doinița, căluța care în aprilie am primit un telefon de la cineva că căluțul lor nu se mai ridică, a căzut în grajd, nu m-am așteptat să văd așa ceva, nu mai văzusem așa ceva. Un cal, piele și os, plin de răni. Rănile erau până la os. Băieții cu care eu am fost să o luăm de acolo mi-au zis: doamnă, o luăm, dar nu cred că ajungem cu ea până în adăpost. Nu, haideți să o luăm. Am luat-o. Zi și noapte am stat lângă Doinița. Așa a chemat-o pe ea, Doina, de acolo de la poștii stăpâni. Zi și noapte am stat lângă Doinița, tratamente, antibiotic, perfuzii. Mergeam pe câmpurile din vecinătatea adăpostului și era grâu crescut așa la 20-30 de centimetri și luam câte o sacoșe. A fost asistată zi și noapte, timp de o lună de zile. Doinița, fiind o luptătoare, a depășit momentul. Astăzi este o căluță foarte frumoasă. Rafaelo de la Castranova, măgărușul cu urechile tăiate, când a venit la mine era plin de sânge, nu suporta să-l atingi, nu-ți permitea să-l atingi. Astăzi e un iubit, e o dragoste, Rafaelo, pentru că zi de zi, fiind mângâiat, Rafaelo astăzi este un măgăruș fericit, așa, cu urechiușele tăiate. Dar de ce era calul plin de răni? Căluțul, fiind nemâncat, l-au lăsat în grajd de la urină, a venit de ea. Ei au mințit că a stat doar două zile, Doinița a stat în jur de o lună. Ea, neputând să se mai întoarcă pe partea cealaltă, a stat fix pe o parte. Pe partea pe care ea a stat, era și la ochi și la cap, era plină de răni. Răni extraordinar, nu am văzut până atunci așa ceva. Răni care ajunseseră la os. Da, e crunt, strigător la cer, dar poate prin aceste povești ne sensibilizăm și noi, că avem nevoie să ne sensibilizăm, că parcă am devenit așa, imuni la ce se întâmplă în jurul nostru. Da, așa este, așa este. Doamna Daniela, care este reacția oamenilor care cunosc povestea dumneavoastră și care știu ce faceți în afară de mediul online? Așa, în viața de zi cu zi, când află că vă ocupați de în jur de 1000 de animale, că vă luptați pentru ele, că trăiți practic pentru ele, care este reacția oamenilor în general? Nu este una pozitivă. Nu este. Pot să vă spun că aici pe stradă m-au marginalizat. Oameni cu care am copilărit, oamenii cu care am crescut până la o anumită vârstă când am plecat. Ei sunt obișnuiți să aibă animale de la care au profit. Acum de sărbători să taie porcul, de Paște amărâtele alea de suflete de miei. Aici, la țară unde eu trăiesc, nu. Reacția este total negativă. În față nu-mi spune nimeni nimic, dar pe la spate, probabil că-s nebună, da, vă dați seama să dorm cu atâția căței în casă, asta le este reacția. Nici de cum de bine, nici de cum. De aici, de la mine, din localitate, nu...
nu au venit să întindă o mână de ajutor, sunt mari legumicultori, să ne aducă câteva roșii, să ni le doneze, ca să zicem. Mm-hmm. Nu. Păi și ce simțiți când vedeți că ajutați atâtea animale, că salvați de la moarte atâtea animale și sunteți judecată pentru asta? Nu mă interesează. Nu. Nu. La început... Da, la început mă afecta reacția lor, dar acum nu, nu, nu. Eu zic că atât poți să dai, atât dai. Mai mult nu ai de unde. Iar ei așa sunt educați, așa sunt crescuți și probabil trebuie să treacă mulți ani, nu câțiva, nu zeci, mult, mult mai mulți ca să-și schimbe atitudinea, gândirea față de animale. Adică să le acorde un pic de respect. Oare cum am putea să facem, să inspirăm aceste sentimente? Că mă gândeam că poate cumva ne trezim așa la viață, la realitate. La mine aici, familiile de aici, sunt convinsă că, nu știu dacă sunt câteva care își educă copiii să nu bată animalele. De regulă, copiii fac ceea ce văd în familie. Și mă gândesc că nu văd neapărat... Aici da, aici da. Păi din moment ce lași un căluț o lună de zile nemâncat și îl ții acolo în mizeria aia, sau din moment ce ții un cățel până ajunge piele și os, plin de râie, plin de răni, copilul nu vede cățelul acolo legat, dar dacă părinții încurajează astfel de fapte, copilul o ia ca ceva bun. La mine în curte, noi nu mâncăm miel, noi nu, de mulți ani nu se sacrifică nimic la mine în curte, cel puțin de când eu am împlinit o vârstă și am putut să iau o decizie în curtea noastră. Noi nu am mâncat niciodată iepuri, viței, miei, nici mama mea, nici sora mea, nici, nu, nu. Deci dragostea de animale v-a fost inspirată din familie, de la mamă, de la... Cred că m-am născut eu cu... Mi-aduc aminte că eram micuță, era vorba despre un purceluș născut mai micuț, nu aveam bani, nu știam de unde să-i fac rost de lapte, dar la mine în curte, din totdeauna, absolut din totdeauna, am avut mai mulți căței și mai multe pisici decât toți ceilalți vecini. Deci din totdeauna, eu când am plecat în Italia, mama mea a rămas cu 20 și ceva de pisici în curte, și undeva la 20 și ceva de căței. Unii dintre ei, eu am plecat la București, în adăpostul Chiajna, eu nu știu dacă mai există, sunt 20 și ceva de ani de atunci, am încărcat o mașină și am adus în curte. Au murit toți de bătrânețe. Acum 20 și ceva de ani. Da. Da. N-am zis rău când am început această ediție spunând că aveți o misiune în viață, pentru că practic ați fost, v-ați trezit și v-ați născut cu dragostea aceasta pentru animale și așa și doriți să trăiți toată viața da. Ajutând animalele. Da, 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 da. Vreau să trăiesc alături de animale. Dar pentru că vorbeam mai devreme de rău tratament împotriva animalelor și aplicat pe animale, vreau să vă întreb dacă animalele au sentimente, dacă dumneavoastră trăiți zilnic, 24 din 24 pe lângă da. Ele, animalele au sentimente, realizează da. Când cineva se comportă frumos sau nu? Da, 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 da. Animalele sunt ca și oamenii, să știți. Sunt gălăgioși, mai puțin gălăgioși. Animale care îmi trebuie timp pe un câmp să-i câștig încrederea, altele care vin imediat, simt imediat că ajung la bine. Căței care ajung în adăpost sau în curtea mea și stau o zi, două ghemuiți într-un colț până pricepei că nu le face nimeni rău și imediat după aceea, da, animalele au sentimente. Îi doare, iubesc persoane pe care nu le suport atunci când ei simt că ceva nu este în regulă. Da. Eu, care trăiesc de atâția ani de zile, aproape toată viața mea, pot să declar cu mâna pe inimă, dar au și ei sentimente, simt și ei dureri, ca și noi. Sunt ființe vii. Să nu le confundăm cu cartoane, să nu le confundăm cu o mașină, să nu le confundăm cu... Se spune că animalele și simt dacă un om este bun sau nu. Așa este? Da. Așa este, da, așa este. Am luat căței de pe câmpuri, căței de talie mare, căței mai mici. Niciodată nu m-am mușcat, niciodată nu... Am căței confiscați de poliție, care au fost
dresați să omoare alți căței. Eu când intru în țarc, îmi sar în brațe. Am presa Canaria, cățelul luat de la Băilești, care era piele și os, un cățel de talie mare, care e nebunit să intru în țarc și să-l mângâi. Niciodată nu a atacat pe nimeni, atâta timp cât el a înțeles că nimeni nu-i face rău. Dar ele, între ele, animalele se înțeleg? Sunt atâtea animale diverse? Cum se comportă una cu cealaltă? Fiind căței, fiind supravegheați 24 din 24, dar chiar dacă la un moment dat pornește o ceartă de undeva, întotdeauna sunt oamenii mei care temperează. Iar căluții s-au acceptat. Nu am avut niciun conflict până acum între ei. Nu, s-au acceptat unii pe alții. Dar ca și șefă de comunitate, este o căluță mare, Frosie, o căluță foarte frumoasă. Mie mi se pare că ea ar fi șeful de... Păstrează ordine. Da, Frosie, o căluță foarte frumoasă. Cum arată sărbătorile la dumneavoastră? Cum o să vă petreceți anul nou? Tot așa, în jurul animalelor, în preajma lor? Da. Nu-mi plac sărbătorile, pentru că atunci vin sacrificate animale. Îi aud țipând aici la mine, diminețile este un coșmar pentru mine, dau televizorul la maxim să nu aud, noaptea de Revelion o petrec în totdeauna, de mulți ani, mulți, foarte mulți ani, de când au apărut petarde, de când au apărut, înainte nu era așa, acasă cu ei, cu un televizor dat la maxim să nu audă, vorbind la telefon din jumătate în jumătate de oră cu cei din adăpost, nu, pentru mine sărbătorile poate sunt zile mai triste decât zilele celelalte. Eu, este coșmarul vieții mele când aud de Paște, mie plâng exact ca și copiii, exact ca și copiii, iar acum de sărbători e greu de acceptat pentru mine țipătul porcului atunci când îi trag din cocină, 7, 8, 10 pe lângă el. Nu. Și deci de anul nou, când sunt artificii, petarde și așa, animalele sunt afectate? Sunt foarte afectate. Eu am avut o cățelușă Leli, găsită în Italia, a murit de bătrânețe în urmă cu un an. Leli trebuia să o țin în brațe în toată perioada și în Italia și aici, orele alea care se aruncă petarde. Tremura și riscam să facă un atac de cord. Da, de multe ori transformăm o sărbătoare fiind pentru noi și un cimitir pentru alții sau o tristețe pentru alții. De asta poate că ar fi bine să ne gândim la modul în care acționăm și reacționăm. Da, așa este. N-am înțeles niciodată ce ți oferă un pocnet, un zgomot. Nu înțeleg unde e bucuria sau e practic arunce la poc și asta este. Încă o dată, repet, fiecare dintre noi dă atât cât poate. Dacă tot ați pomenit de dat și de oferit, cu ce putem să ajutăm noi, cei care vă urmărim povestea, noi, cei care vă vedem și în această seară la televizor și care am aflat că existați, dacă nu știam până acum, ce putem să facem? Avem nevoie de ajutor ca hrană pentru căței. Se poate face online. Sunt atâtea magazine online. Ca hrană pentru căluți. Ca financiar pentru infrastructură. De două zile am început construcția unui grajd mai mare, să încape toți, să stea comod, să stea lejer, pentru cine dorește. Există multe modalități de a ne ajuta. Așadar, ajutor financiar, dar aveți nevoie și de voluntari, dar care să iubească animalele. Și de voluntari, da. Dar știți cum este cu voluntarii? Voluntarii trebuie să vină o perioadă până se acomodează, pentru că nu poți să riști să lași un om între atâția cai. Nu știi reacția, nu... Da. Așa, ca să vii odată, o oră, două, faci fotografii și pleci. Deci și asta implică un pic de efort. Să oferi din timpul tău liber o zi, două pe lună, unui adăpost de animăluțe. Așadar, orice fel de ajutor este primit. Este binevenit. Este bine primit și binevenit. Da. Da. Dar dacă nu strângeți suma necesară într-o zi, peste 4.000 de lei ca să hrăniți animalele, ați zis că deja ați început să vă faceți datorii. Da. Da. Colaborez cu cineva de la Zalău de 2 ani de zile și dacă nu am bănuții, mă mai așteaptă. Dacă este o urgență, sunt câteva persoane care mă împrumută și mă și așteaptă.
Este extraordinar, mi se pare așa, dusă o viață efectiv pentru a ajuta pe alții, pentru că, deși și dumneavoastră vă găsiți fericirea și împlinirea aici, să nu uităm că faceți și dumneavoastră sacrificii. Mă gândesc că poate că v-ați fi dorit la un moment dat, eu știu, să aveți un anumit confort sau nu știu. Pur și simplu sunteți mulțumită așa și sunteți fericită? Da, sunt mulțumită așa, da. Nu m-ar împiedica nimic să-i duc în adăpost și la mine acasă să nu fie animăluțe. Nu mă împiedică absolut nimic să fac asta, nimeni și nimic să fac asta, dar așa mi-este mie bine. Este stilul de viață pe care eu l-am ales. Nu mi-aș dori altceva. Nu-mi doresc călătorii, nu-mi doresc, eu nu am o zi de concediu de foarte mulți ani. Și când stăteam în Italia, trebuia să vin acasă în septembrie, pentru că să vin cu ei. Soțul meu venea în august, eu veneam în septembrie. Nu puteam să-i car pe toți cu mine. Trebuia să rămână cineva acolo, cineva de încredere, care să-i hrănească. Dar mi este foarte bine. Mi este foarte bine așa cum sunt. Da, un exemplu. Nu-i așa, Rahela? Iată că... Așa este. Te văd ascultând. Ai văzut și imaginile de acolo, de la fermă. Eu pot să spun că e o fermă, practic, da? Sunt tot felul de animale. Este impresionant și, de asemenea, după cum Daniela, spuneți și dumneavoastră, animalele simt când există iubire, când există interes, când le îngrijești pentru că îți pasă sau le îngrijești din datorie. Da, eu am experimentat pe pielea mea cu cățelușul de care v-am spus. Eram într-o zi tristă așa și venea să plâng și a venit la mine și m-a lins pe față, pus capul pe mine și începuse să miole așa, să zică să plângă cu mine. Aha. Chiar simțea cu mine. M-am emoționat toată și atunci mereu a simțit cu mine, când eram bucuroasă și aplaudam, sărea în sus, dădea din lăbuțe, adică era foarte, cum aveam eu un sentiment și a reacționat după sentimentele mele. Doamna Daniela, văd că o dați din cap și aprobați. Așa este? Animalele simt cu noi. Da, așa este. Așa este. Când aveți și dumneavoastră câte o zi așa mai tristă, cum reacționează animalele? Îmi sunt alături. Sunt singurii care îmi sunt alături. Căluți, căței, măgăruși. Cine dorește să ajute să intre pe pagina de Facebook, nu-i așa, acolo, sau pe, aveți și site măriuța.ro, am văzut, da. Dar și pagina de Facebook asociat, așa, aveți să dăm exact numele cum sunteți acolo, Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța, pe Facebook, acolo vă găsesc, aveți și fotografii și multe, multe filmulețe. Da, da, da. Da. Încercăm să punem acolo activitatea noastră. Foarte frumos și, de asemenea, după cum ați menționat și noi, părinții, trebuie să fim un exemplu pentru copii. Noi aici, în platou, suntem două mame, așa că știm responsabilitatea aceasta și cât de mult contează să fim un exemplu pentru cei pe care îi creștem. Doamna Daniela, ce mesaj aveți pentru telespectatorii noștri din această seară? Ce mesaj doriți să le transmiteți? În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor care ne sunt alături. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă că din puținul lor pot renunța pentru a ajuta un animal în dificultate. Atunci când întâlnesc animale în dificultate, să-și rupă un sfert de oră, jumătate de oră din timpul lor să-l ia, să-l ducă la veterinar. Și să toți oamenii trebuie să ne implicăm cu toții pentru a ajuta pe cei mai puțin norocoși decât noi. Așadar, ne inspirați la... A da ajutor, la a simți, la a fi oameni buni și la a avea o inimă cât mai darnică și mai bună. Da. Ce exact vă doriți pentru 2022? Îmi doresc să pot ajuta mai multe suflete, îmi doresc să reușesc să construim acolo în adăpost tot ce ne-am propus, să investim un picuț în infrastructura adăpostului, multă sănătate la toată lumea. Eu vă mulțumesc mult pentru că ne-ați prezentat fiecare animăluț în parte și povestea dumneavoastră este chiar o viață de în care v-ați pus la dispoziția altora. Am vrut să spun de sacrificiu, dar nu este pentru dumneavoastră, că e menirea dumneavoastră. Nu este de sacrificiu. Este o misiune pe care o aveți. E ceva care îmi place.
E ceva care vă place. Da. De altfel, dacă altcineva ar fi reușit să strângă 20.000 de euro, ar fi făcut poate orice altceva cu acea sumă, însă dumneavoastră ați ales să o investiți, să creați un adăpost, da, pentru animale. Aș face la fel dacă m-aș întoarce în timp. Aș face la fel. Ne sunteți un exemplu, un exemplu de dragoste care să nu fie egoistă, de dragoste care să ofere, de o inimă care să nu se gândească ce poate să primească, ci doar să se gândească ce poate să ofere. Și vă trăiți zi de zi, o trăiți efectiv pentru cei din jur, pentru animalele din jur, și eu vă mulțumesc pentru asta și să știți că așteptăm și sper din toată inima să ne cunoaștem și personal. Vă mulțumesc din suflet și eu. Vă îmbrățișăm cu mare, mare drag. Multă sănătate la toată lumea. Multă sănătate. Iată, Rahela, ce persoană minunată. Am vrut să cunoști și tu, să vezi ce înseamnă, uite, dragostea pentru animale și ce am mai descoperit pe Facebook, și de fiecare dată când descoper câte un astfel de caz, o astfel de persoană, un ONG, mă bucur pentru că e o lecție de viață pentru noi. Chiar este, și în zile de astăzi să iubești necondiționat și atâta iubire pentru toate animalele, e ceva foarte frumos. Inexplicabil, adică efectiv rămâi fără cuvinte. Da, îmi pare rău că, uite, nu mi-am notat că a zis, cum am zis la un moment dat, că nu putem să iubim ceva ce nu ne-ar oferi înapoi, da? Mereu căutăm parcă să iubim cu ghilimelele de rigoare de unde știm că și primim. Exact așa este. Deci să iubești necondiționat. Da, un exemplu, uite. Fie că vorbim acum de animale, fie că vorbim de persoanele din jurul nostru, până la urmă e important să stăm puțin și să ne oprim, să ne gândim ce dorim cu adevărat. Să primim mai mult sau să oferim mai mult? Da, și în schimb, cred că cel mai important lucru și primul lucru e noi să oferim cât putem. Adică, în primul rând, este despre oferit. Să dăm noi tot ce putem. Apoi, dacă primim, în schimb, bine, dacă nu, asta este, să zic, datoria noastră, să oferim și să ajutăm. Și apropo de oferit, cum reacționează cei dragi ție când le gătești câte ceva dulce? Cei dragi mie sunt obișnuiți, dar așa, cunoștințe sau oamenii, prieteni apropiați, sunt foarte încântați și bucuroși, bineînțeles. Și tu, mă gândesc că de fiecare dată când gătești câte un desert delicios, să pui și suflet acolo. Despre suflet este toată treaba, adică pasiune, găsești talent, îți dă Dumnezeu, dar când pui suflet și dragoste și faci cu grijă, știind că o persoană sau cineva a mâncat din el, e foarte, foarte plăcut și simți așa că creezi ceva frumos. Noi mai avem câteva zile până intrăm în noul an și știm bine că de anul nou ne strângem cu familia, cine alege să stea alături de familie sau de prieteni, să petreacă și așa mai departe, și mereu e binevenit un desert la masă. Așa este. Și dacă tot data trecută când ai fost aici, te respectatorii noștri, cei de acasă, au avut multe întrebări pentru tine despre desert, despre cum să-l facă, cum să urneze un tort, ce să folosească și așa mai departe, de data asta am zis să venim și cu ceva practic. Corect. Da. Așa că mă mai uit așa și către ceas, mai avem până intrăm în pauza de publicitate doar un minut jumătate, însă după pauza de publicitate, Doamne, să vedem cum o să mă abțin după, urmează să pregătim un tort, nu? Da, tort de ciocolată. Un tort de ciocolată, neagră sau albă? Și. Oh, eu nu știu, deci nu știu despre ce e vorba, știu doar că va fi ciocolată acolo și mi-a fost suficient. Deci și ciocolată albă și ciocolată neagră? Da. Și ce mai punem în tort? O să punem și niște Nutella și platul de ciocolată umed, care este, să zic, plăcut și apreciat și însiropat cu un pic de cafea. Oh, și cafea. Deci ai făcut combinația perfectă. Cafea, ciocolată albă, ciocolată neagră. Și blatul ăla de ciocolată neagră. Da. Așadar, ai și rețeta pentru noi, o să ne oferi toate detaliile, da? Da. O să ne ofere Rahela toate detaliile, dragii mei. De asemenea, o să, după pauză, o să revenim și cu tortul, efectiv, aici, să vi-l arătăm. O să-l și tăiem, eu o să-l și gust. Și o să vă îndrumăm pas cu pas cum să realizați și voi acasă un tort de ciocolată albă, neagră și cafea. Doamne, cum sună asta!
Deci numai bine să vă puneți la masa de familie și să savurați împreună un tort delicios. Ne spui toate secretele, da? Sigur, sunt câteva secrete care pot face diferența. Așadar, dragilor, dacă vreți să aflați secretele care pot face diferența atunci când gătim și preparăm un tort cu ciocolată albă, neagră și cafea, trebuie să rămâneți alături de noi. Revenim după o scurtă pauză, imediat în platou și cu zona de demonstrație, de altfel, dar și de degustare, cel puțin eu.
Dragii mei, am revenit în platoul la 7 TV și iată că v-am promis că în cea de-a doua parte o să gătim ceva minunat, extraordinar. Dacă vă uitați acum pentru prima oară și poate n-ați prins prima parte, vă uitați la Alături de tine, iar eu sunt Alina Ilioi Mureșan și în prima parte am promis că o să vă prezentăm o rețetă a unui tort cu ciocolată albă, ciocolată neagră și cafea. Nu mai pot de poftă, așa că vă prezint și pe Rahela Păslaru. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Bine te-am găsit și noi. Eu mă concentrez foarte greu, Rahela, nu știu tu, având în față ciocolată. Pentru că miroase așa ciocolată. Dar, ca să le luăm așa încetul cu încetul, încetul cu încetul, spune-ne cam cât timp ne ia să gătim un tort cu ciocolată. În primul rând, sunt mai multe etape de parcurs. În primul rând se face blatul, se lasă la răcit, bineînțeles. Se feliază 3-4 straturi de blat, depinde cât de înaltă vrei să-l facem. Apoi se însiropează, se face un sirop cafea. Eu am făcut direct cafea la aparat. Am pus rom, am pus vanilie și puțin de zahăr ca să fie dulce. L-am însiropat, apoi am pus crema, care am făcut-o din 200 de grame de ciocolată pentru un singur strat. Dar cum avem două straturi de cremă, 400 de grame de ciocolată albă. Punem la hidratat jumătate de pliculeț de gelatină. Apoi le topim la baimarie cu frișcă lichidă. Am pus în funcție, depinde cât de moale vrem să facem crema sau cât de, depinde de textura pe care o vrem să o facem la cremă. Am topit cu puțină frișcă lichidă, am amestecat și gelatina cu ea, am pus la rece. Foarte important să fie rece această compoziție după ce s-a răcit. O batem la mixer și adăugăm frișcă lichidă treptat. Apoi umplem straturile și la decor tot așa am folosit aceeași procedură, numai că am pus ciocolată cu lapte pentru această cremă care acoperă tortul și între ele am pus și Nutella. Deci vreo 8 ore? Da, asta e. Într-o zi am făcut blatul, într-o zi l-am umplut, iar într-o zi l-am decorat. Asta e câteva o oră, două, cam pe zi. Cam 6 ore, cam așa durează, total. Așadar, în jur de 8 ore adunate așa, cu tocul decor, să facem un tort. Și de asemenea ne-ai zis că începem cu blatul, dar tu nu ne-ai dat rețeta de la blat. Adică eu habar n-am cum se face un blat, da? Hai, pregătește-ne să știm. Pentru că, să zic de ce, eu bănuiesc că tortul acesta de ciocolată pe care îl învățăm în această seară o să-l gătim de anul nou. Așa că vrem așa de la A la Z să ne înveți orice. 6 ouă am folosit pentru acest blat. Bineînțeles, ouă la temperatura camerei, cum am vrut și la trecută. Se mixează bine cu zahăr, 200 de grame de zahăr, se amestecă bine, bine, bine. Apoi cântărim 150 de grame de făină cu 50 de grame de cacao. Le adăugăm treptat, iar la final se pune puțină sare, un plic de praf de copt și două linguri de ulei. Asta este tot. Și le amestecăm bine, bine, bine? Le amestecăm bine, bine tot. Le punem într-o foaie, într-o formă de copt, cu unt pe margine sau cu foaie de copt. Eu am pus cu foaie de copt ca să iasă mărgile perfecte. Un secret pe care toată lumea cred că îl știe sau nu știu dacă îl știți toți. Eu, ca să iasă blatul perfect drept, să nu iasă cu burta aceea care este majoritatea de blaturilor, iau niște hârtie de această de bucătărie, o întind pe o foaie de aluminiu, o ud și o împăturesc cam așa de groasă și o pun pe deasupra, pe margine, peste forma de copt și o bat la cuptor împreună, ca să stea, să nu, pentru că se încinge foarte tare marginea și blatul rămâne acolo și se umflă decât în mijlocul, de-aia el nu poate să crească cu totul, pentru că se încinge tigaia, tava. De aceea noi, dacă avem, o ținem cumva la temperatură mai joasă marginea, el crește cu totul. Crește cu totul nivelat. Bine, mă distrează că zici că toată lumea știe. Eu habar n-aveam ce mă gândeam. Cum adică toată lumea știe? Numai eu nu știu? Sau nici voi nu știați? Cred că toată lumea care gătește sau care e cofetar. Eu habar nu aveam să fac așa ceva. Însă vestea bună este că am aflat în această seară și de acum, dacă dorim să nu ne iasă tortul deformat, trebuie să urmăm sfatul tău. Da. Da. E, ce simplu este, în 7-8 ore ne iese un tort, poate chiar 16, în funcție de cât de experimentați suntem sau nu. În tort ai pus și cacao, dacă vrem să fie tort din acela negru sau vanilie, dacă vrem să fie blat negru sau blat alb. Da, eu folosesc foarte mult blatul de ciocolată neagră, pentru că are acolo textura așa de brownie, de... e foarte cremos și blatul de vanilie folosesc, dar mai rar, pot să zic, nu mă dau și mie după ele. De cacao îmi place mult, dar cum miroase. Bun.
să le luăm așa pe rând, să ne concentrăm, concentrați-vă. Și de asemenea, dragii mei, aș vrea să ne spuneți într-un comentariu care este desertul vostru preferat. Dacă vă place ciocolata neagră sau vă place ciocolata albă. Mie îmi place mai mult ciocolata neagră, dar îmi place și ciocolata albă. Nu refuz niciun fel de ciocolată. Ție care îți place ciocolata mai mult, cea neagră sau cea albă? Depinde de desert, dar ciocolata cu lapte. Asta, între nici neagră, nici albă cu lapte cel mai mult. Să fie așa. Da. Mie îmi place aceea cu 70-80% în componență cacao. Îmi place mai amărui, așa, că așa e și viața, știi? Da, exact. Da, trebuie să mai îndulcim uneori cu prăjitura. Da, 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 cum am învățat în această seară. Hai să ne concentrăm, că eu abia aștept să gust tortul ăsta. Ce facem mai departe? Să zicem că am făcut tortul, l-am ornat. Cum ai făcut să iasă așa perfect neted? În primul rând, ne trebuie un fund rotativ sau un platou rotativ care se învârte, pentru că avem nevoie să mișcăm paleta în timp ce rotim ca să iasă perfect. A, și dacă nu avem platoul acela rotativ, rugăm copilul sau partenerul de viață să se învârte așa cu tortul, da? Și tu ornezi, da? Nu. Dar ce facem atunci? Eu am mai încercat, am pus un castron cu gura în jos și am pus platoul sau farfuria pe care este deasupra. Și am ținut cont să nu se dezechilibreze și l-am învârtit foarte, foarte, foarte încet. Dar atunci avem o soluție. Da, nu punem pe nimeni necesar să se învârtă pentru noi așa încet, încet, încet. Nu, nu. Mai și glumim că imediat trece anul și vrem să intrăm cu zâmbetul pe buze. Da, corect. Deci învârtim tortul bine, bine să-l amețim. Și cu o spatulă dreaptă învârtim și ținem drept. Ținem foarte important drept. Asta pe parte. Și aici deasupra? Și deasupra ce rămâne de aici, că o să rămână, o să se ridice mai sus, tragem cu spatula pe în interior tot. Deci e mai simplu aici deasupra, luăm și nivelăm. Așa ca în construcții, nu? Cine a dat cu glet în construcții știe cum să facă să iasă tortul ideal. Am o paletă care am luat-o fix de la departamentul de construcții. Am luat o paletă care să reglez. O racletă, nu știu cum se numește. Deci eu am glumit, dar am nimerit. Așadar, dacă aveți soț care lucrează în construcții, aveți mari șanse să reușiți să decorați, să ornați tortul așa cum trebuie, să împrumutați de la el, ce a zis, racletul? Racletul, împrumutați racletul și luați pe tort acolo și folosiți ciocolata, da? Bun, am terminat partea asta. Floricelele acestea, ce ai făcut, cum le-ai făcut? Am pus într-un poș acea punguță specială pentru decorat cu un duș. Și cine nu are? Mama știu că lua o pungă din aceea normală, da, îi făcea o gaură și, da? Exact. Eu tot vin cu cine nu are, te-ai prins, da? Cine n-are, cine n-are. Se găsesc pe site-uri de aceste covetărie, nu sunt foarte scumpe și sunt multe la pachet și se decorează cu undui. Uh-huh. Undui formă de stea floricică. Am început din interior și m-am dus pe exterior în margine și am terminat așa cu vârf. Și apoi ai pus micuțe între așa, spațiu, dacă se pară așa o coroană, da? Așa frumoasă. Da. Și biluțele alea, am văzut niște biluțe așa la baza tortului, le cumperi, nu le faci tu, da? Eu am mai făcut când a fost nevoie de mai mari, că nu se găsesc, că le-am făcut din pastă de zahăr. Și dacă nu le cumpărăm și le punem așa încetul cu încetul, îți trebuie totuși puțină răbdare. Da, puțină răbdare trebuie. Puțin mai multă. Puțin mai multă. Măi, tortul arată foarte, foarte bine, dar e gata? Nu. Am păstrat partea cea mai frumoasă și distractivă, să o fac cu tine aici. Deci avem treabă în această seară, treabă, da? Avem treabă. Păi eu o să fiu așa un fel de ajutor, de cofetar, care nu se pricepe foarte, foarte bine, pentru că eu știu să fac un chec delicios și mai știu să fac prăjitură cu mere foarte bună. Și am încercat odată tort și n-am mai încercat niciodată. Și cei care au gustat mi-au recomandat să nu mai încerc niciodată, ca să înțelegi. Așadar, poate că învăț și eu în această seară ce să fac și cum să fac și mă ajut și la partea aceasta cu decoratul. Sigur. Eu zic să trecem la treabă și pentru că suntem așa foarte, foarte, așa cum se cade, ne dezinfectăm foarte bine înainte, ne-am și spălat și înainte de a intra în direct, dar ne și dezinfectăm bine, 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 ca să mâncăm cu plăcere mai apoi tot ceea ce am și gătit, pentru că o să degustăm și colegii mei la fel o să facă și ei, că sărbătorim imediat anul nou. Da. Bun, cu ce începem? Păi cu ce vrei tu, putem să începem adică ce dorești tu să facem, ori ne concentrăm pe mijloc, să umplem mijlocul cu diferite dulciuri pe care avem aici, sau putem să mergem tot pe margine, așa, să acoperim puțin. Cum crezi tu că este mai bine? Vreau să-ți văd imaginația puțin la lucru.
E un test? Cine te-a pus? Nu este niciun test. Bineînțeles, dacă vrei, nu e nicio... Da, eu glumesc, dar să știi că mă gândesc eu că cel mai bine ar fi să mergem pe mijloc, pentru că pe margine deja avem florile acelea făcute. Dar dacă greșesc, să știi că... Nu, la asta m-am gândit și eu. Da? Da. Super, eu. Am avut un pic emoții când aleg varianta corectă. Deci mergem pe mijloc. Da, mergem pe mijloc. Dar aș vrea puțin să lucrez partea asta din exterior, că se vede foarte, foarte frumos. Ne-am dezinfectat, ați și văzut. Cine vrea se dezinfectează de două ori, cine nu, o singură dată. Așa îmi place mie, să încep cu marginea. Vreau să scot aici puțin în evidență fața. Și să pun așa și... Asta e partea din față, nu? Da. Partea din față care nu e pe mijloc, e puțin într-o parte, așa. Și acum noi putem să facem aici, deasupra. Să ne jucăm acolo, așa? Da. Poți să mă ajut dacă vrei să... Te ajut, da. Ca să se vadă fructul, acesta este Ophisalis, este un fruct decorativ foarte, foarte frumos. Și păstrăm și frunzele, da? Da, frunza e așa de culoare. Punem aici, așa? Da. Dar nu contează cum iese, dacă ajut și eu, cumva tot iese. Da, sigur este cum sună asta. Adică noi trebuie să ne facem o față, în primul rând, când începem un tort. De obicei o fac spre mine, dar acum o fac așa spre telespectator. Da. Și să creăm o față, adică să ne concentrăm pe față. Să luăm așa fața. Să creăm puțin și înălțime, să lucrăm pe înălțime așa. Deci să ne asigurăm deci, că... Să ne asigurăm uite, e și ca un ursuleț. Da. Așa. Foarte drăguț e să punem o dată așa aici în interior. O ciocolată, nu știm ce brand e și nu spune. Da, poți să așa pui și... Adică să a, o punem așa cu ambalaj, direct tot? Da. Mi-mi place să fac și cu auriu și mai pun și foițe de aur când este necesar și pun și cu tot cu ambalaj. Oh. Pentru că a fost sigilat, nu este nicio problemă. Pune unde crezi tu că ar trebui să fie pusă. Nicio problemă, poți să te joci, nu este nicio greșeală, să știi. Așa. Ți-am zis că nu mă pricep la decor. Nu contează, poți să pui aici, poți să pui aici, poți să pui unde? Păi dacă ai pus una în față, eu aș mai pune una pe aici, așa. Ok, da? Foarte, foarte corect. Așa. Așa, hai să luăm și niște... Auzi, când punem, trebuie să doar să așezăm sau să împingem un pic în tort? Dacă îl transportăm, dacă luăm undeva cu noi, e bine un pic să fie înfipt ca să nu... Deci să apăsăm puțin așa, puțin, da? Da, dar puțin. Nu foarte tare, să nu intre de tot în tort. Puțin, da, ca să nu ne trezim cu ele pe jos sau... Mi s-a mai întâmplat la evenimente, am avut foarte multe prăjituri, a fost și departe evenimentul și au mai scăzut o biluță, mai cuzut ceva, dar le-am... pus și mereu îmi iau de rezervă la mine, în caz de mai trebuie ceva să mai completăm. Am și putem aici... să alegem orice să punem, scuze că te întreb, deci putem, dacă vrem, și fructe, orice, orice, absolut orice. Nu contează orice. Că e de ciocolată și trebuie neapărat să punem tot ceva de ciocolată. Nu, dar ce eu așa vrem. Am vrut. Da, și nouă ne place, că mie îmi place ce ai vrut, că e ciocolata bună. Și ce mai facem? Da. Am și niște fructe pasiune aici. Da. Vrei să-l și tai? Sau o să-l pui așa întreg? Nu, o să-l tăiem pentru că are un interior foarte, foarte frumos. Pregătesc eu aici așa farfuria pentru tăiat. Da. Fructul pasiunii. Cum ia să arăt la el are un interior foarte, foarte frumos și interesant. Da. Și pică foarte bine așa să-l punem. Și e și delicios. Da, este foarte... E acrișor și în combinație cu ciocolata, cred că cam așa arată. Cine nu am văzut până acum un fructul pasiunii. Se mănâncă doar interiorul sau și semințe, exteriorul? Doar semințele. Da. Întrebăm așa pentru ce poate n-am mâncat că nu e din al nostru, din copac, nu crește ca un măr, ca un păr, ca un măr, ca o pară, Doamne, mă și emoționez că mor de poftă, nu mai pot. Dar așadar, punem și fructul pasiunii și ce mai vrem, tot punem felul de fructe aici. Punem acolo. Așa și am niște ciocolată albă, ca să dea puțină culoare. Punem așa printre ele pe aici. Învățăm să facem un tort acum și după aia îl și tăiem și îl mâncăm. Da, eu cred că este suficient. Dacă vreți mai încărcat, dacă vreți mai neîncărcat, în funcție de asta și niște sticks-uri, tot așa de ciocolată se poate adăuga. Da. Fiecare ce vrea. Da, fiecare cum vrea și, primul rând, e vorba de creativitate. Cât zorești să pui în el, atât pui. Eu am mai văzut că sunt unii care fac, știi, cu acele, nu putem să dăm nume de branduri, dar ciocolata aceea așa, de jur împrejurul tortului și o leagă cu o fundiță după și... Se mai face și așa, nu? Da, și se poate folosi și sunt niște sticks-uri umplute cu cremă. Le știu, și se poate pune și așa, au așa o formă de spirală și dă așa foarte frumos un decor.
Și fiind anul nou în curând și poate vrem să facem un tort de anul nou, putem, de altfel, mă gândesc să ne gândim la, dacă facem o petrecere sau vine toată familia și facem masă, o culoare, o tematică, nu? Și să alegem culoarea respectivă. Sau, vezi că încep să devin tot mai creativă. Dacă mai vii de două ori, fac eu tortul și tu guști, deguști. Ce torturi, în general, sunt așa cerute pe lângă cel de ciocolată? În primul rând, asta e baza de ciocolată, dar mai sunt de vanilie cu fructe, mai ales când e o aniversare ceva de copii, ei nu prea sunt cu ciocolată, adică nu prea au voie ciocolată. Pavlova mi se cere... Pavlova e acela din Bezeaua? Da, din Bezeaua. Place deloc mie, nu știu, mi se pare atât de dulce. Depinde, asta zic, că fiecare cu rețeta lui și primul de unde ai mâncat... Nu trebuie să-ți influențeze gustul per total al prăjiturii. Adică trebuie să încerci mai multe locuri, să mănânci mai multe locuri și apoi poți să zici, bă, asta chiar e dulce peste tot. Dar nu e dulce. Nu e dulce. Deci am mâncat-o din locul nepotrivit. Da, pentru că se folosește acel sos de fructe, în mod special de fructe de pădure și este foarte acrișor. Și când e ceva dulce cu acrișor, se combină perfect în gură și nu mai e, predomină dulcele foarte, foarte mult. Așadar, atunci când alegem să gătim o rețetă acasă, trebuie, în primul rând, să ne uităm la mai multe și să alegem pe cea care e pe gustul nostru. Da, și să echilibrăm. Da, da. Că sunt familii care mănâncă mai mult zahăr sau familii care nu mănâncă deloc zahăr. Și atunci încercăm să ne adaptăm în funcție de preferințele noastre. Exact, exact. De exemplu, am o soră care nu mănâncă dulce foarte mult. Vrea să se mențină, bineînțeles. Și... scoate din zahăr, din prăjituri, îi place foarte mult pavlova, cum am spus, și o face foarte, foarte gustoasă și nu e dulce absolut deloc. Dar asta zic, că predomină foarte mult acrișorul ca să taie din dulceață și o face cât mai, să zic așa, de regim. O face. Și este foarte, foarte, foarte bună. Cine nu o cunoaște pe Rahela și se gândește de unde știe Rahela atât de multe, poate că cineva nu ne-a urmărit data trecută și mă gândeam să le spun și telespectatorilor. Rahela a participat la un foarte cunoscut show culinar din România, nu o să dăm niciun nume, și ai ajuns în semifinală, nu-i așa? Da. Da. A fost singura femeie dintre bărbați, nu? Mi-aduc aminte, ești singura femeie care a ajuns în semifinală. Da, chiar a fost foarte, foarte fain lucrul ăsta, mi-a plăcut enorm. Știi ce? Mereu m-am întrebat dacă aceste competiții pe care le urmărim noi, culinare, sunt cumva regizate sau într-adevăr gătește bine persoana respectivă. Eu am tot văzut fotografii cu ce ai gătit tu și cu ce ai făcut și arată minunat. Astăzi am ocazia să și gust. Mă bucur că a venit ziua asta. Să știi și eu. Așadar, dragilor, să vedem ce gust are un tort gătit de o semifinalistă la un show culinar. Eu vreau să le mai înveți ceva în această seară. Eu, când vine vorba să tai un tort, nu știu de unde să încep, știi? Învârt tortul pe toate părțile pentru că nu știu cum să fac să-l tai astfel încât să ajungă să fie felii suficiente, dar și să nu fie o felie mai mare, una mai mică și să rămână tortul foarte, foarte strâmb. Există o regulă generală? Sunt mai multe reguli. Acea clasică pe care o știm, începem din interior, mergem în formă de cruce, apoi depinde de câți invitați sunt, acea parte secționată o tăiem tot așa pe jumătate, apoi iară pe jumătate, apoi iară pe jumătate, adică să fie egale. Cum îl tai eu, și asta este pentru, special pentru cofetării și pentru evenimente, cum am fost obișnuită, sunt două variante. Ori îl tai așa felii, apoi vin așa și secționez, ori fac cu cuțitul un mijloc, decupez un mijloc, un tort și vin cu feliuțe așa, țic, 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 tot tortul. Este cea mai bună variantă asta, cea mai bună variantă. Ca să ne asigurăm că ajunge pentru toată lumea. Și ați văzut la evenimente, vin feliuțele așa. Nu vin acele triunghiuri pe care noi le facem. Da, doar la restaurant când mergem, vin acele triunghiuri așa frumos. Da. Și asta zic că e cel mai bun, mai ales când e un tort mare, când sunt mulți invitați, asta e cea mai bună variantă. 1, 2, 3, 4, 5, număr câte felii, de câte felii avem nevoie astăzi, astfel încât să mănânce fiecare coleg în parte, dar și noi, cei de aici. Deci 2, 4, 6, 8, mai avem prin redacție 10, să zicem cam 11 felii, ajunge să tăiem, să avem 11 felii din acest. Până la 30 de felii. Până la 30. Ia să mă ajute un coleg să dea o fugă prin redacție, să vadă acolo câți colegi avem, astfel încât să nu existe plângeri după și să
ne certe cineva și să stricăm 2022, că nu am reușit să avem tort pentru toată lumea. Avem 11 persoane în momentul de față. Noi suntem mai mulți, să știți. Suntem undeva la 40-50, dar fiind seară și fiind pe tura de la alături de tine, e doar echipa noastră, așadar, eu zic să tăiem tortul și să mâncăm noi, Rahela, să ne asigurăm că noi am mâncat și restul se descurcă. Hai să vedem cum tăiem tortul, dar înainte de a face asta vreau să fac câteva poze, da? Să sigur. Rămână tortul realizat de către Rahela, să rămână aici în amintirea noastră, să-l avem fotografiat. Te rog. O să-l postez, dragii mei, și de asemenea o să cer încă o dată rețeta, astfel încât să vă ofer și vouă. Mamă, cum arată! Ia! Delicios! Așa! Cine nu vrea tort, să mă anunțe! Da, gata, am fotografiat tortul, avem dovadă că există și că a fost întreg. Acum Rahela ne învață să-l și tăiem și o să te și filmez cu partea asta, pentru că dacă o să fac și eu un tort și nu o să țin minte, să intru repede în telefon să văd cum l-ai tăiat. Am o întrebare, cum ai dorit să-l tai? Cum ți-am explicat ultima dată, pentru că va trebui să scot tot decorul. A, deci am făcut un decor ca să-l scoatem? Sau pot să tai așa, felic, cum am zis, de același lucru. Care e varianta mai simplă? Păi, având în vedere că decorul nostru e pe mijloc, o să tăiem acela, o să facem aici o fășie și o să separăm feliile. Deci nu contează că e pătrat, că e dreptunghi, da, important e să mâncăm cu toții, nu? Exact. Tai-l cum vrei, Rahela, te las pe tine, cum dorești tu, așa-l... Fiți atenți, dragilor, învățați să tăiați un tort pentru mai multe persoane acum, nu? Da. Se secționează în jumătate, iar jumătatea în jumătate. Oh, și avem acum... Deja 4 felii și poate și 5 felii, 6 și să luăm una să mai din mijloc așa. Sunt curioasă cum e în interior. A, deci ce am văzut eu aici? Uh-huh. Bine, asta s-a un pic dărâmat, dar cam asta este cum arată înăuntru. Ia, hai să-l întoarcem și spre cameră, da. Pentru că sunt convinsă că și cei de acasă vor să vadă cum arată tortul nostru. Da, e... Poate e să foarte, te invit să gusti. Deci eu am ocazia să degust. Dragii mei, cine mai vrea să... Așadar, momentul culminant! Cum gătește Rahela păslarul? De mirosit miroase extraordinar. De bun? E foarte bun. Mulțumesc mult. Deci e foarte bun. Îmi place că nu e nici prea dulce. Mie nu plac torturile foarte asta dulci. Asta țin foarte mult deloc. Să nu le fac dulci. Doamne, deci nu pot să cred că are 2 feluri de ciocolată în el și nu e așa dulce. Bun. Păi, Rahela, eu zic să le mai povestesc ceva telespectatorilor cât mănâncă felia asta de tort, pentru că este foarte bună. Cine mai vrea și n-are răbdare, mai avem, cred că vreo 10-15 minute, aduceți-vă aici o farfurie și vă dau pe ascuns, pe sumas, așa. Voiam să te întreb cum simți textura cremei din interior. Dacă ți se pare că e fină, dacă e suficient de pufoasă. Te referi la... Eu observ nu, că acolo sunt... este Nutella. Asta, ciocolată, da? Da, da, da. Un fel de ciocolată. Așa cremă avem. De ciocolată, da. Cremă de ciocolată. Aici e crema făcută de tine, nu? Da, și acesta care acoperă tortul. Așa, și asta e crema făcută din ciocolată albă. Da. E foarte... E fin, așa, zici că e... E o pastă, în ce cremă? E fină, 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 fină. Da, asta este foarte important. Atunci când punem, cum am spus, ganajul acela făcut la baimarii, la frigider, trebuie să stai foarte mult la frigider, ca atunci untul de cacao să se tărească, iar eu când îl bag după aia la mixer și adaug frișca lichidă treptat, se face așa o cremă foarte smooth, așa, foarte fină. Asta e secretul, să adăugăm frișca și să o batem bine, dar nu foarte mult să nu se taie. Eu nu mă pot opri din mâncat.
E delicios. Mă bucur mult. Și îmi place, ți-am zis că are așa un echilibru, un balans. Nu e deloc dulce, ceea ce e ironic. Cum să nu fie dulce un tort din două feluri de ciocolată? Și îmi place și blatul foarte mult. Asta spun, că toți când fac o mesă, dar te rog să nu fie dulce. Uh-huh. Îmi doresc foarte mult să fie așa mai light, să nu fie... Și asta este ceea ce fac eu, pentru că am ajuns să echilibrez zahărul. În primul rând, eu zahăr am pus doar în blat, atât. Deci doar blatul conține 200 de grame de zahăr, în rest nu am pus niciun pic de zahăr în tort. Zahărul vine de la ciocolată și de la crema de cacao pe care am pus-o. Da, deci eu, așa o felie de tort, i-aș da și copilului meu, știi? Că nu e exagerat de dulce, încă să zic că îi dea o bombă calorică și cu mult zahăr și așa mai departe. Și nici nu e deloc dulce, în sensul în care să nu aibă un gust așa bun, încă să știu că nu ar mânca. Liniștit ar mânca și ar plăcea foarte mult și e bun că e așa, ai făcut, ai ales să faci pe două, un nivel două, da? Da, două staturi de cremă, două trei straturi de blat și crema de pe exterior. Foarte bun, Rahela. Tu nu ești curioasă cum e? Nu. Te uiți la mine, scuze, pentru vrei să mănânci? Îl știu foarte bine. Îl știi? E tortul tău preferat? Eu când îl fac, eu deja îmi imaginez gustul în gură. Eu deja simt ce se potrivește înainte să o pun în practică. Uh-huh, uh-huh. Da, păi auzi că Rahela simte gustul în gură, deci de când îl gătești. Deci tu deja îți imaginezi cum faci, ce faci, cum îl faci. Da, pentru că eu nu am o rețetă fixă, cum am spus la trecută. Eu totul fac din imaginație și de cum simt eu, cum simt eu că s-ar potrivi. Deja simt aromele în gură care se potrivește. Știu cât să pun ca să nu fie prea mult, să echilibrez gustul. Dar dacă mi s-a întâmplat să încerc să gătesc un tort și nu-mi iese cel mai bun, cum pot să-l cumva salvez ca să nu-l arunc, dar totuși poate să mai fac ceva? Să... Dacă îmi dau seama că e prea dulce crema, există ceva să pun în ea, da, încât să... se poate pune un geleu deasupra, cum am făcut eu așa, un scut, să zic, de jur împrejur. Pot în interior să fac un geleu mai acrișor, ori de smeură, ori un geleu de portocale cu lămâie, pot pune ceva acrișor. Sau de fructul pasiunii, cu mango, uh-huh, pot să fac un geleu să echilibrez gustul. Deci dacă am făcut o cremă și ne-am dat seama că este prea dulce, nu renunțăm și aruncăm crema și luăm alta să facem, ci încercăm să o echilibrăm. Da, adăugăm un gust acrișor ca să echilibreze gustul. Dar dacă tot te-am prins aici și chiar dacă vorbim despre tort, cum se face prăjitura aceea cu, este cu gem la mijloc, nu știu cum îi spune, nu albinuța, are, e așa, are un strat alb și apoi are un gem la mijloc, Doamne, aș mânca în continuu prăjitură din aia. Nu știu despre ce prăjitură vorbești, dar cred că este făcut tot așa, un geleu sau chiar un gem, uh-huh, de casă. Da, o făcea și bunica mea și mama mea, deci prăjitura mea preferată din toate timpurile. Și eu am o prăjitură cu dulceață de prune. Da. Și cu un aluat așa sfărămicios. Cred tot că vorbim de aceeași prăjitură. Da, da, da. E complicat este, de făcut? Este dulceață. Nu, este dulceață de casă. Pus deci... direct peste aluat, despre de coca, întins coca, efectiv, blatul acela de biscuite, așa. Apoi gem, efectiv gem pe deasupra pus, apoi modele din tot din aluat. Și la cuptor. Este una dintre fetele mele. Eu am auzit că în ianuarie 2022 o să ne inaugurăm pe aici o bucătărie și cred că te rezervăm pentru mult timp, pentru că ai multe secrete și de altfel le împărtășești cu noi, asta îmi place. Nu spune, știți, e secretul meu, nu vi-l spun și vouă. Nu, întotdeauna am zis că nu sărăcesc dacă ajut pe cineva și, din contră, mi-a plăcut foarte mult să ajut și să ofer cât am putut și cât am informat și eu, m-am informat și eu să pot să divulg mai departe. Nu am niciun secret. Dacă aveam o rețetă personalizată, poate eram puțin mai așa rezervată, dar și eu m-am lovit de probleme și am avut nevoie de aceste sfaturi și de aceste secrete și vreau să ajut și eu mai departe. Ce frumos! Dar în perioada sărbătorilor, cam în general, ce fel de comenzi sunt de torturi, de desert, de prăjituri? Ce mănâncă românii noștri? În perioada de sărbători, cozonacul, uh-huh, apoi cred că cu ciocolată cel mai multe. Amandină, tortul amandină, mi se cere acasă destul de des, așa e puțin reinterpretată, nu este amandina aceea clasică din comerț. Cred că și strudelul cu mere,
Este foarte... Și acela e bun, da. Tot așa am făcut zile trecute la soara mea și era super încântată de el. Că pun și nucă, pun și ciocolată în el, pun și stafide, pun mai multe și este așa genial. Da, ecler faci? Da, fac și ecler. Mai mult profiterol, așa. Și am încercat să-l bag și într-un tort. Să fac un mult de ciocolată albă și să-l umplu așa înăuntru cu cremă ciocolată profiterolul și să-l bag așa, efectiv, în cremă și să pun următorul ăsta deasupra, așa, să iasă prin el. Da, tiramisu, ia zic că și el îmi place mult. Da, tiramisu, da, îmi place foarte mult. Și el îl fac. Cred că chiar o să-l fac pe acela de anul ăsta de sărbători. Așa, știu unde să mă duc în vizită de anul nou. Da, știu cum arăt. Care este cea mai ciudată comandă pe care ai primit-o de la cineva, nu știu, un desert personalizat? Nu prea lucrez cu vișine, cireșe. Am crezut că spui că nu prea lucrez cu oameni ciudați. Nu, lucrez. Și mi s-a cerut să pun blat de vanilie, cremă de ciocolată cu lapte, vișine, dar acelea în lichior. Nu prea m-a încântat așa ideea, pentru că, cum am zis mai devreme, eu îmi imaginez gustul și nu mi-a surâs foarte mult așa ăla dulce, ăla super dulce de lichior, puțin cu alcool și l-am făcut pentru că mi-a cerut foarte mult, a insistat pe lucrul ăsta, dar chiar n-am fost curioasă să-mi imaginez până la final ce gust. N-ai gustat? Nu. Păi eu aș fi fost curioasă să văd dacă tot am gătit. Păi ce gustare. Păi știam ce gustare din imaginație. Da, carrot cake faci? Da. Dar red velvet. E la Cuzmeu Roșu. Nu am făcut niciodată, dar am mâncat și îmi place foarte mult. Dar eu știu că tu la competiția asta la care ai participat ai avut un desert american, nu știu ce, cu care i-ai uimit pe toți și toți vorbeau de desertul tău. Nu știu cum îi spune, da, ce ai făcut. Key lime pie. Cum? Key lime pie. Key lime pie. Este un fel de, să zic, mus de lime, acea lămâie verde, pe care l-am ajustat puțin, am schimbat din rețetă și am mai adăugat cremă de brânză care nu era în rețeta originală. Și da, am vrut să vin cu ceva diferit și chiar a prins foarte bine. Le-a plăcut foarte mult juraților și de când s-a terminat emisiunea, mi se cere foarte des. Pot să zic că am avut foarte multe convenții cu el și cu baclava o renumită. Am luat 15 puncte în duel când am făcut-o. Au fost toți super încântați. Îmi minte că tot platoul era la masa mea și mâncau din baclava mea. Da, mi s-a cerut foarte mult aceste două rețete și, bineînțeles, musul de ciocolată care a fost toată competiția un succes. L-am făcut și pe acela și mi s-a cerut foarte mult. Acum am mai făcut curioasă să gust și din celelalte. Eu îți dau... Deci care e maximul de puncte? Depinde. Ca atunci când m-am prezentat cu primul preparat... 15 fost, maxim, nu? Poți să-ți dau. Da. Și acele sunt 3 cuțite, gen etapa în care treci mai departe. Na, eu îți dau 17 puncte și 5 cuțite. De fapt, unul avem aici, dar o să-ți mai dau două. Mulțumesc frumos. Da. E foarte, foarte bun și chiar ți-am zis, m-ai făcut curioasă acum să-mi doresc să mai gust și alt tip de desert, să văd cum le reinterpretez și pe celelalte, pentru că îți pui o notă personală pe fiecare desert, nu-i așa? Da, pentru că fiecare desert este standard, are o anumită, un anumit grămaj și mie îmi place puțin să adaug sau să scot sau, cum am spus, să-mi imaginez gustul și mi se pare că nu e destul de dulce, nu prea gust. Eu n-am gustat din absolut nicio cremă din tortul ăsta, n-am gustat din absolut nimic, totul din imaginație, cum am spus. Deci tu când gătești nu gust deloc? Nu, absolut deloc nu gust. De asta te menții așa, dar cum poți să gătești fără să gust? Eu nu-mi imaginez. Deloc nu gust nimic? Nu, pentru că le știu foarte bine și mi le pot imagina. Doamne, deci tu prin imaginație practic gătești. Da. Eu n-am mai auzit să gătești bine, să-ți iasă wow și să nu guști. Da, m-am săturat, să zic, de dulce, făcând de atâta timp și nu mai reprezint așa ceva, adică știu ce pot și nu mai reprezint așa un risc să nu gust din prăjituri. Interesant. Așadar și noi, dacă gătim des un desert acasă, putem să ajungem la nivelul în care nici să nu mai gustăm. Pur și simplu să luăm, facem după rețetă și gata. Da. Și nu am o rețetă. Îmi fac totul din imaginație. A, deci nici nu ai o rețetă. Iei și pui acolo așa. Mai ales cremele. Blatul, da, m-am mai uit, dar cremele, da, le fac chiar din minte. Din ochi, cum zic eu.
pun din ochi, văd dacă mai trebuie, mă uit după consistență, după luciu, după tot. Bun. Doamnelor, domnilor, îmi pare rău. Nu puteți gusta, dar e foarte, foarte bun. Așadar, dacă de anul nou doriți să vă surprindeți familia cu un tort delicios, am aflat rețeta în această seară. Sper că nu ne-a scăpat niciun detaliu, că v-am spus toate cele, ce puteți folosi, ce nu puteți folosi, nu? Le-am dat cam tot. Da. 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 De bun e foarte bun. Mă tot gândesc, dacă te mai întreb ceva sau să mănânc și ți-am să te las să tot povestești despre tort, despre prăjituri, despre ce vrei tu, pentru că eu am treaba. Da, este irezistibil. Da, e foarte, foarte, foarte bun. Și îi văd și pe colegii mei cum se tot uită spre tort, așa, din când în când. Este pentru toată lumea? Este, avem pentru toată lumea. Dacă e, să facem o recapitulare. Ține, te rog, există vreun secret în bucătărie ca să ne asigurăm că nu am scăpat ceva anume și că ne iese tortul așa cum trebuie? Trebuie foarte multă grijă, în primul rând, și trebuie răbdare. Fiecare, adică nu putem să forțăm lucrurile, să spun, a, ganajul ăsta este suficient de rece, îl pun repede în mixer. Uh-huh. Să fie rece complet, pentru că dacă el nu este rece complet, untul de cacao încă este, nu și-a făcut forma, nu și-a definit forma cremei pe care eu am făcut-o, și atunci eu când îl bag la mixer și adaug frișca, el se poate tăia, pentru că nu asta suficient. E ca un aluat de pâine. Trebuie să crească suficient, că dacă nu a stat în trecut o oră sau două ore și eu îl iau, eu îl forțez pe el. Nu s-a odihnit glutenul din el, nu s-a odihnit proprietățile pe care eu le-am pus, pentru că el și-a luat altă formă, el trebuie să se obișnuiască la noua formă pe care eu i-am dat-o. Așa că trebuie răbdare, adică tortul trebuie să stea peste noapte la frigider, apoi trebuie să-l decorez. Că eu dacă l-am format într-un cerc, cu folie de acetat și eu deschid folia de pe el, mi se plăștește, adică eu nu am avut timp să se întrească crema în el. Asta e foarte multă răbdare și fiecare etapă trebuie să-și aibă timpul ei. A, deci fiecare lucru și are vremea lui. Iată că și la prăjituri ajungem să credem asta. Da. Cum ești tu în bucătărie atunci când gătești? Ești așa foarte veselă, gătești așa sau ești nervoasă? Că dacă nu ți iese ceva, dacă stăm în calea ta sau nu stăm când gătești? Se plimbă toată lumea în jurul meu când gătesc. Sunt foarte organizată, eu îmi pun totul pe foaie, prima zi fac blatul, îmi pun ora la care trebuie să fac, ziua la care trebuie să fac, îmi iau cu 3 zile înainte de comandă cumpărăturile, îmi iau tot ce trebuie, adică eu sunt foarte organizată. Atunci când eu intru în bucătărie, nu există momente sau motive să fiu panicată sau să fiu nervoasă, pentru că mai ales seara lucrez, mai ales când doarme bebelușul. Seara frumos iau blatul, că durează o oră la cuptor, îl pun la răcit, a doua zi dimineața umplu repede cu cremele până să trească ea sau când ea e la somn și tot așa eu mă organizez încât să nu deranjez nici pe nimeni când e toată lumea la masă și nici să mă trezesc în ultima clipă că nu e gata tortul. A, deci ești foarte, foarte organizată. Da, foarte organizată. Da, da. Colegul meu deja nu mai poate de poftă, îi tremură și mâinile, că e pofticios tare. Dar dacă vrei, poți să-ți dau și ție o felie. Mai avem 5 minute, dacă nu ai răbdare, dau ție. Sau ție, cui, cine vrea. Da? Cine vrea? Care ridică mâna? Care vrea? Care? Ție? Tu vrei? Tu nu mai poți? Stai așa, Rahela, că ne concentrăm imediat să dăm aici o felie de tort colegului meu ca să ne și filmeze frumos, că altfel tremură și nu e de bine. Vin imediat. Sigur. Uite, ți-o dau ție așa. Pam, pam. Ce ziceți? Ți-o dau ție sau o dau telespectatorilor? Cui s-o dau? Cui? Auzi, dar ne mai filmezi 5 minute, da? Da? Bun. Poftă bună! Da, ce să zicem, doamnelor și domnilor, iată că al meu coleg n-a mai avut atâta răbdare și am zis că să-l mai convingem să ne mai filmeze 5 minute, îi dăm să guste din acest tort delicios. Însă, Rahela, mă gândeam așa la tine în timp ce poveste ai și ne învățai. Ce femeie puternică ești tu și ce femeie talentată și pe deasupra frumoasă deja vedeți că este, nu mai trebuie să mulțumesc, vă spun. Eu am citit puțin și povestea ta de viață și vreau să spun că, și ți-am spus și în privat, că mă impresionează mult când descoper o persoană care răspește prin viață. Nu mai avem foarte multe minute, mai avem doar câteva, însă vreau să le spun și telespectatorilor, fiind și perioada sărbătorilor, că orice ni se întâmplă în viață, noi putem să mergem mai departe, da?
Tu, de la vârsta de 8 ani, din păcate, nu ai mai crescut cu tatăl tău pentru că a murit când aveai 8 ani. Sunteți 9 în familie, v-a crescut doar mama ta și iată-te aici, curajoasă, puternică, talentată, mergând mai departe și inspirând oameni și făcând pe alții fericiți prin ceea ce gătești tu. Colegul meu, uite, deja mănâncă, nu mai poate. Da. Și vreau să te felicit și așa, în fața camerelor de filmat. Mulțumesc mult. Pentru că sunt convinsă că nu ți-a fost ușor. Da, nu e ușor orice moment mai greu sau mai dificil în viața noastră. Eu cred că ar trebui să ne ridice și chiar să ne ridicăm mult mai puternici decât am căzut, pentru că asta este cursul vieții, așa sunt îngăduite lucrurile de sus și atât timp cât ai o viață mai poți schimba ceva. Și cum Dumnezeu a pus în mine talentul ăsta, am zis că nu vreau să mirosesc viața, să zic, suferind, ba din contră, să zâmbesc și să lupt. Deci ești o luptătoare și o curajoasă. Păi nu se poate, ia uite, nu i-a mai rămas tort. Deci nu mai are tort, se mai are o gură și gata, a terminat acolo. Ia uitați-vă la el, uite-te la el. Nu mai ai, cum e? Delicios așa, ai? Na. Vezi, dovadă, l-a mâncat, mai are acolo o singură gură în farfurie, l-a și mâncat deja pe tot. Super. E super. Mulțumesc. The best. Vezi, Rahela, trebuie să mai vii mai des pe la noi, că, uite, operatorii noștri sunt și ei fericiți, suntem și noi fericiți, toată lumea e fericită aici. Și, de altfel, dacă și cei de acasă doresc să facă pe cineva fericit, luați rețeta, gătiți și voi și, ba, chiar vă încurajăm să ne trimiteți și o fotografie, nu? Cu ceea ce au gătit. Ar fi frumos să vedem tort by Rahela, dar gătit de altcineva. Cum, ce gustare. Sigur, chiar ar fi foarte frumos. Rahela, pentru că ne apropiem imediat de, și de încheiere, încheierea emisiunii, dar și de încheierea anului, ce mesaj ai pentru telespectatori? Îmi doresc să fie întotdeauna productivi și să își atingă țelurile și ceea ce și-au propus, să, chiar dacă este greu, chiar dacă pare un munte foarte greu de urcat, să nu lase niciodată alte priorități să le distragă atenția și să continue să facă ceea ce le place. Și multă sănătate, bineînțeles. Foarte frumoasă urarea ta. Eu îți mulțumesc că ai venit aici și de asemenea vreau să le spun colegilor că a fost o glumă. Eu nu o să împărtășesc cu ei acest tort. Doar dragul meu coleg de la cameră a apucat să guste. Restul, îmi pare rău, o să-l iau și o să-l duc acasă și nu o să le dau și lor să guste. Bine că l-au văzut. Asta este cel mai bine. L-au văzut, au văzut cum este și eu am gustat. De altfel, noi ne vedem mâine seara începând cu ora 19, dragii mei. Și vreau să vă transmit că se pare că eu am rămas de fapt fără turnul, colegii mi-au făcut-o și de data asta, nu-i nimic, suntem în familie. Așadar, aș vrea să ne revedem mâine seara începând cu ora 19, să-mi păstrați și mie în cofilie, vă rog tare mult. Mai vine la noi? Sigur. Mai vine la noi, ne mai face tort. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag. Urmăriți-o, Rahela Păslaru, o găsiți pe Facebook, are postate acolo multe rețete și de altfel îi mulțumesc. Îmi sună și telefonul, o să aștepte, pentru că eu vreau să vă spun toate cele bune, să vă mulțumesc pentru prezență, să închei această emisiune, dacă se poate, că dragii mei colegi sunt foarte pofticioși și se pare că am rămas Rahela așa. Nu-i nimic, eu știu pe Rahela și mi-e prietenă și o să fac acasă un tort, așa că gluma e de partea voastră, eu o să am încă un tort. Draga mea, îți mulțumesc tare mult și vouă, dragilor, vă mulțumesc. N-am de ales că trebuie să închei, că tare mă tem că îndată o să fim date afară din platou și se închid și camerele. Așadar, ne revedem mâine seară, începând cu ora 19, pe A7 TV, la alături de tine. Vă doresc o seară cât mai frumoasă! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.